Eșecul echipei de basket a CSM Târgu Jiu, care continuă șirul înfrângerilor, a fost previzionat de reprezentanții clubului. Deși se aștepta ca schimbarea antrenorului să aducă și prima victorie, acest lucru nu s-a întâmplat. Gorjenii au fost învinși cu 92-86 de CSM Basket Petrolul Ploiești în meciul de debut al lui Porter Trup ca antrenor principal. Directorul CSM Robert Bălăieț spune că partida a fost una dificilă și nu a fost luată în calcul o victorie. Da, un eșec cel puțin previzibil. Luasem în calcul la începutul campionatului. Am întâlnit o echipă Petrolul foarte, foarte motivată și cu jucători de certă valoare. Din păcate am avut un prim sfert foarte slab, unde s-a și jucat meciul, am alergat după egalare, am și fost aproape, în ultimele 35 de secunde eram la 3 puncte. Un meci destul de bun făcut de echipa noastră, încă suferim în apărare, sper ca Porter Trup să pună la punct cam... Zic eu așa, zicem noi, preconizăm cam într-o lună de zile, o să fie și campionatul oprit și acest aspect. Deși se declară optimist în privința evoluției echipei de basket, directorul Robert Bălăieț recunoaște că următoarele partide nu dau șanse foarte mari de victorie gorjenilor. Jocul ne dă speranțe, sunt convins că nu o să retrogradăm, avem o echipă bună. Zic eu și rezultatele vor apărea, sunt convins de asta. Următoarele meciuri sunt unele care să dea speranțe în sensul ăsta? Sincer, aș vrea să spun că da, dar întâlnim campioana pe 18 noiembrie, întâlnim campioana României, Ucluj, în care... pot să spun că avem șanse foarte mici. Mergem să jucăm, să... demonstrăm că suntem pe drumul cel bun, dar victoriile le așteptăm în alte meciuri. Obiectivul echipei de basket este să evite retrogradarea și să se mențină în prima ligă.